Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun regăsit la rubrica sportivă! Start lansat în Liga a patra pentru Pandurii Cerneți. Liderul campionatului nu a avut milă de echipa din Salcia și a produs scorul noului sezon județean. Etapa a doua din eșalonul 4 județean a fost aproape în totalitatea gazdelor. Din cele șase jocuri programate la sfârșitul săptămânii trecute 5 victorii le-au revenit anfitrionilor. Cel mai clar succes a fost pe terenul din Cerneți, acolo unde pandurii au marcat numai puțin de 7 goluri adversarilor de la Inter Salcia. Grație victoriei se mențin în fotoliu de lider cu maximum de puncte după primele două etape, dar se pot lăuda că au și cel mai bun gol la 10 la 1. Singura victorie externă a etapei a fost cea a recoltei Dănceu pe terenul viitorului Severin, la capătul unui joc frumos cu răsturnări și situații. Dăncenii au deschis corul și au condus la pauză. Apoi, la începutul reprizei secunde, severinenii au punctat de două ori și au preluat și ei conducerea, însă finalul a fost al oaspeților cu alte două goluri marcate care le-au adus toate punctele. Iată rezultatele complete ale etapei a doua.